acum ne pregătim pentru, deja s-a pus temelia pentru un grup de sere, tot așa, pentru a crea locuri de muncă, pentru a fi mai economic decât să cumpărăm flori, am zis să le producem noi. Și o să mergem și la fața locului, am început gospodăria comunală, da, SRL-ul primăriei. Cine va amuncea? Cetățeni din Cernavodă. Și ce o să plantați? Flori, în special flori. Flori pentru a... Pentru, și vinde și a pune pe... Da. Și le folosim să și producem să vindem. Cineva a venit cu ideea să punem și zarzava, da, e cam... E mai complicat. Va aduce un plus valoare și o reducere de cheltuieli pentru florile din Cernavodă și vom și vinde. Încălzită, cu peleți vrem, pentru că cea termică e un pic cam scumpă, pentru a fi eficientă. Și noi avem acum, montăm o fabrică de peleți, din care vrem să facem, din gunoi vrem să facem energie termică. Și... Chiar acolo? Nu acolo, da. în altă zonă. Adică nu e din... Nu, nu. Oricum da. Da, oricum o făceam, în colaborare cu Ovidius, cu Universitatea Ovidius și pe fonduri europene. Vă spun că este un proiect care ne-ar ajuta să transformăm o parte din deșeul menajer în peleți printr-o fabrică, dar noi serele le vom încălzi cu o centrală, cu un arzător de peleți, peleți produși, după cum vă spuneam, într-o fabrică în urma colectării deșeului menajer. Și această centrală termică, care va fi proprie acestor sere, va funcționa pe baza peleților produși în interiorul societății noastre. Dar ca să plecăm de la baza acestor sere, se știe faptul că este vorba de 4 module, de 4 tronsoane de seră, care însumează în total 2400 de metri pătrați, în medie 600 de metri pe fiecare tronson. Este vorba de o seră de tip gotic, cu o arcadă care permite lumina să pătrundă și să nu se irosească energia termică. Este vorba de o seră care a fost achiziționată prin procedură de achiziție publică. SEAPUL, care este sistemul electronic de achiziții publice, ne-a permis să demarăm această procedură. O procedură care a fost de 2 ori publicată, pentru că în prima fază a fost un singur ofertant care nu a îndeplinit condițiile, după care am reluat procedura, am reușit să și atribuim construcția acestor sere și, dacă vreți să vă spun, și la nivel de detalii, ca și valoare, ca și termen, există un termen de 90 de zile de la data încheierii contractului, termen de livrare și de construcție al serelor. Data în care s-a semnat contractul este 20 februarie, deci 3 luni din 20 februarie înseamnă iunie, 20 iunie ar trebui ca ele să fie ridicate, după care vom intra într-o perioadă de acomodare, de producție minimă, pentru că va trebui să testăm și solul, va trebui să testăm și partea automatizată a acestor sere, se vor închide automat, va fi un sistem de irigare prin picurare și totul se va face automat. Este tot ceea ce ne-am dorit de la bun început, să creăm noi locuri de muncă, să ridicăm economia locală, pentru că interesul oricărui OAT, oricărui consiliu local, este bunăstarea cetățenilor. Există mai multe căi pe care noi vom merge prin dezvoltarea serelor, cu privire la dezvoltarea planului economic al orașului. Odată, pentru că economisim bani pentru transport gunoi la fabrica de gunoi, prin acesta noi, pe acesta transformându-l în peleți cu care vom încălzi serele, și dezvoltarea de producție de flori, eventual legume, pentru că, de ce nu, am vorbit și am hotărât să dezvoltăm și o parte de legume pe care le vom desface prin magazine proprii, magazine impropriu spus, centre de desfacere.
Și foarte important este faptul că noi tot ce încercăm să producem va fi bio sau eco. Nu agream îngrășăminte chimice, nu agream aditiv și așa mai departe. Încercăm ca toată producția să fie naturală, plecând de la flori până la producția de legume. O altă economie ar fi la bugetul salarial, pentru că pe lângă faptul că o parte din angajați, să spunem că vor fi redirecționați pe sere și vor fi reșcolarizați sau reinstruiți, va fi nevoie de locuri de muncă, cum spuneam la început, însă și bugetul de salarii nu va suferi o creștere atât de mare în condițiile în care noi vom ieși în producție cu produsele noastre proprii, flori și legume, și de ce nu cu peleți, pe care probabil nu-i vom folosi integral în serele noastre pentru încălzirea acestora, ci vom face și un magazin de desfacere a peleților, care sigur vor fi căutați pe piață. Câte sere vor fi în total? În suprafață de 2400 de metri pătrați. Se observă în spate că deja au început să turnăm pilonii. Pe 25 luna asta urmează să punem arcadele. Undeva în luna aprilie este gata sera. Deci este o seră mare de 2400 de metri pătrați. Ocupă toată curtea, practic. Acelea sunt mai vechi? Acelea sunt vechi. Sunt chiar de 55 de ani, cred eu. Făcute pe vremea primarului Butoie, foarte, foarte, foarte vechi, structurile lor. Da, sunt funcționale. Două sunt funcționale și rămân și ele. E lucrare grea, durează mult, puțin, vă ajută vremea, vă e împotrivă vremea. Timpul a fost puțin cu problema, s-a lucrat numai prin noroi, prin băltoacă, prin s-a turnat chiar și în aceste condiții, totuși a mers foarte bine. A durat turnarea pilonilor 3 zile. S-au turnat 12 metri cub de beton cu armătură, în care s-au pus acele țevi pe care vor veni prinse arcadele. După care se îmbracă și se utilizează cu tot ce trebuie. Acum mă pricep, e cu nylon sau cu sticlă? O folie specială în trei straturi care folosește și la radiațiile solare și la temperatură, are toate calitățile care trebuie, special pentru așa ceva. Și atunci vor fi condiții într-adevăr să se producă pe aceste sere tot ce trebuie pentru orașul Cernavodă. Temperatura, adică cu toată folia asta vă mai trebuie și căldură sau? Automat, în orice seră trebuie și căldură. Dacă vrei să produci ceva, în primul rând trebuie să ai o temperatură constantă, aerisire corespunzătoare. Apa la temperatura camerei nu se face oricum. Deci în momentul în care ai variații de tensiune, de căldură, cum avem pe serele vechi, noi încălzim pe sobă. Dar în funcție de cât e de frig afară sau aia, nu poți să păstrezi o temperatură constantă. Nu ai apă caldă, nu ai ventilația corespunzătoare. Se produce și condens și înșegăiesc plantele. Pe astea noi nu o să avem. Toate din fabricație și din caietul de sarcini sunt proiectate să înturnească toate condițiile. Ce o să fie o centrală termică pe peleți, care va încălzi toată seara. Ce o să cultivați? Legume, flori, pe care le vom comercializa în punctele noastre de desfacere, în centru, în oraș. Vom avea 3 puncte de desfacere, la prețuri de producător. Fără adaos, sperăm să fie ok pentru cetățenii orașului. Și pentru și flori și legume. Deci vom avea 4 tronsoane de seră, plus că încercăm să le reabilităm și pe cele vechi, să le folosim și în același timp să tragem termia și pe cele vechi. Deci asta nouă, cât este? 2400 de metri pătrați. Și dacă le adăugați pe cele vechi? Se fac la vreo 5.000, în jur de 5.000. E mult? Nu, 5.000, greșesc, în jur de 3.000 și ceva, 4.000, că cele sunt mai mici. Cele mai mari. Pentru început eu zic că e destul. E destul. Și vedem cum vom funcționa în caz de merge ok.
vom avea o productivitate bună și sper că la prețul rezonabil. Sperăm în cel mult 90 de zile, așa în baza contractului, să le avem gata la cheie. Cine o să muncească aici? Viitori angajați. Pentru că de asta și ne-am zbătut să facem câteva proiecte mai mari, să creăm locuri de muncă. Da. Și sperăm să fie ok. Aproximație, de câți oameni e nevoie să deservească Serele, împreună cu fabrica de peleți și, să zicem, în jur de 100 de locuri de muncă vor fi. Pentru că se vor lucra în ture la sere și la peleți de asemenea. Să sperăm că va fi ok și mai acoperim din șomajul orașului.